Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Îndreptător credinței și chip blândeților te-a arătat pe tine turmii tale. Iată mesajul, sau ca să spunem concentrarea frumoaselor cuvinte despre un Sfânt care vrea ca și turma lui să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu și el să se mântuiască și oamenii la cunoștința adevărului să vină. Biserica cinstește astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, cel mai mare făcător de minuni, adică nu exista și unul cel mai mic, ca să știți. Deci unul din mari făcători de minuni pe care Biserica îi prăznește și îi cinstește ca Sfinț ai poporului. De ce spun Sfinț ai poporului? Este Sfântul cel mai autentic și mai cunoscut în viața și în inima poporului, în primul rând de copiii mici care întotdeauna își așteaptă darurile, apoi de oamenii care îi poartă numele, de bisericile care îi poartă hramul și de minunile prin care s-a proslăvit în inima și în sufletul poporului creștin de pretutindeni. El este cu adevărat un părinte al poporului, cum ar fi de pildă Maica Domnului, rugătoarea între sfinți, deci ocrotitoare Mântuitorul Iisus Hristos, deci sunt sfinții cei mai autentici prin care poporul își dobândește la rugăciune toate dorințele și împlinirile și cererile cele necesare în viața de toate zilele. O scurtă fișă biografică, așa în câteva cuvinte, ca să știți, Sfântul Ierarh Nicolae s-a născut prin secolul al III-lea, deci pe la anul 300, și bineînțeles, s-a născut din părinți creștini, Teofan și Nona, în cetatea Patarii, undeva în Mira Lichiei, iar buna creștere și vețuire s-a dovedit a fi esențială în faptele și în mersul vieții duhovnicești care le-au avut, fiind și un bun elev la școală, fiind și un bun dascăl al bisericii, fiind și un ascultător de părinți și în același timp și un strălucit ucenic al lui Hristos, cum a spus la una din slavele ce s-a cântat la strană, adevărat ucenic al Mântuitorului Iisus Hristos. Deci a fost un desăvârșit următor al crucii lui Iisus Hristos și al urmării căilor lui Dumnezeu, pentru că strâmte sunt cărările ce duc la mântuire și larg sunt cărările ce duc la pierzare. Sfântul Ierarh Nicolae se spune că de mic, doar așa ca o mică amănuntă, s-a dovedit a fi un înfrânat, adică prin smerenie să ajungă la cele înalte, Mercurea și Vinerea refuza să sugă lapte la sânul Maicii, iar de obicei sugea din sânul drept, un semn mai deosebit, prin care s-a și dovedit apoi a fi crescut bine duhovnicește de moșul său, la fel Nicolae, care era episcop în Mira Lichiei, iar la moartea acestuia să se dovedească și a fi un bun păstor, pentru că între timp este hirotonit preot și apoi hirotonit episcop și rămâne în locul moșului său care moare, iar acesta spune la hirotonia lui, zice, văd un strălucit soare la orizontul bisericii. Deci se vedea într-adevăr o sclipire de lumină și de inteligență duhovnicească în sprijinul și în susținerea credinței creștine datorită faptului că biserica în secolul 3 și 4 și în următoarele secole până la sinoadele iconoclaste, deci se lupta cu dușmanii credinței sau cu împărații păgâni și cu necredincioșii care aduceau tot felul de erezii și de învățături greșite în biserică, iar unii chiar negând credința în Dumnezeu, închinându-se păgânilor și idolilor, jertfelor idolești, deci păgânii, și închinându-se la pietre și la lemne, cum spune mai departe, diferite învățături ale veților sfinților. Este și el, într-adevăr, închis în timpul lui Dioclețian și Maximilian, pe la anul 285, când este băgat în temniță, dar la 321, când împăratul Constantin dă acel edict, care să știe, deci edictul de la Milan, deci libertatea creștinilor și libertatea bisericii, este și el repus în scaun și păstorește biserica până la 342, în ziua de 6 decembrie, când se sfârșește din viață și trece la întâlnirea cu Iisus Hristos în calea veșniciei, unde se duce să stea în sfatul Sfintei Treimi și să împlinească cuvântul Scripturii, Sfinții vor judeca lumea. De ce v-am spus atât de scurt și de concentrat? Pentru că am vrut ca astăzi să aleg un subiect care mi-ar place mie cel mai mult și a rămas de multe ori trecut cu vederea, comportamentul sfinților în raport cu societatea umană și în același timp naivitatea sfinților, temelia și sprijinul bisericii.
Duhul Sfânt a rânduit, cum spune Sfânta Scriptură în Psalm, ca oamenii cei neînțelepți și slabi la minte, adică nu prea pregătiți, să ajungă să cunoască tainele cele înalte, iar celor înalți cu mintea nu li s-a descoperit tainele lui Dumnezeu, după cum și în Evanghelie se arată că atunci când s-a schimbat Hristos la față, ucenicii au văzut slava pe cât li se putea, iar cei slabi, șoloci și păcătoși și desfrânați și ticăloși, prin diferite și obișnuite minuni, ajungeau să se vindece ca femeia cu scurgerea de sânge, ca Hananian, ca ce s-a făcut cățea înaintea Mântuitorului, spun că și ea vrea fărmituri din masa stăpânului, și așa mai departe, diferite alte pilde, care au făcut, într-adevăr, să demonstreze că cei slabi și mărunți, deci mărunți la înțelepciune, ajung să cunoască desăvârșita economie de sfințenie a lui Dumnezeu. Și atunci am ales pentru astăzi doar câteva din minunile Sfântului Ierar Nicolae, ca să le punem în context cu doctrina ortodoxă și în context cu spiritualitatea ortodoxă și să vedeți câtă bunăvoință și câtă iubire la Dumnezeu față de oameni și câtă naivitate din partea noastră celor care ne sprijinim întotdeauna, cum spune Apostolul Pavel, pe brațele noastre, că acestea ne-au hrănit și ne-au crescut sau ne-au ținut. De ce? Fiindcă Scriptura spune blestemat cel ce se încrede brațelor sale. Să spune că imediat a ajuns păstor, deci episcop în Mira Lichiei, Sfântul Ierar Nicolae se confruntă cu probleme de scaun episcopal. Ce înseamnă lucrul acesta? Nu e ușor să fii într-o funcție și să nu ai și răspunderi. Și iată că răspunderile care veneau, în primul rând, veneau răspunderi din partea credinței. Deci aceia arieni nenorociți care veneau întotdeauna să rupă de ofințimea fiului de-a tatălui și să-i împartă într-un fel în doi Dumnezei sau făcându-l pe fiul mai mic decât tatăl și în felul acesta să dezbine dogma Sfintei Treimi și să-i dea altă însușire și altă învățătură. Și atunci Sfântul Ierar Nicolae este prezent la soborul întâi de la Nicea, la 325, când în contradicția cu arie nu mai face conciliale și nu mai face ecumenism și înțelegeri din astea flecare pe bază de proces verbal, ci îi trage două palme și îi spune, au fost la fel? Zice, așa este și Iisus Hristos cu Tatăl, nu se deosebește unul de celălalt. Atunci este băgat în temniță și îi se ia omoforul și Evanghelia, iar Maica Domnului îi aduce noaptea în temniță omoforul, iar Iisus Hristos îi dă Evanghelia. Mai târziu, această descoperire a credinței ariene greșite este făcută lui Petru al Alexandriei, care îl vede pe Iisus Hristos în chip de prunc cu cămașa ruptă și când îl întreabă cine ți-a rupt-o, îi spune, mi-a rupt-o nebunul de arie, deci care vrea să dezbine dumnezeirea. De ce spun aceste minuni? Vin în viața Sfinților nu ca un rezultat al sfințeniei lor. Sfințenia este un act în potență prin care omul se înalță la Dumnezeu sau un urcuș duhovnicesc spre desăvârșire și noi folosim în termenii noștri populari și românești, nu sunt vrednic sau sunt nevrednic sau nu sunt pregătit sau mai puțin pregătit, nu cultural, ci spiritual. Ei, acești sfinți n-au fost desăvârșiți. Acești sfinți au fost totdeauna în posibilitatea de a cădea sau aluneca din neatenție, nu din nelucrare. Adică ei, sfinți fiind, foloseau acei termeni, miluiește-mă pe mine păcătosul, deci ceea ce doctrina ortodoxă întotdeauna ne învață, că prin smerenie, cum spune troparul Sfântului, ai ajuns la cele înalte și prin sărăcie la cele bogate. Când spun că prin sărăcie la cele bogate, mă gândesc la Sfântul Ierar Nicolae, care în toată viața lui de arhipăstor nu și-a făcut conturi sau cecuri, ci a împărțit toate săracilor. Sfântul Vasile cel Mare a făcut acele vasiliade și spitale de caritate din banii episcopiei, pe care Valenței, Vroia și Iulian Apostatul pentru luptele și răzbunările lor, iar Sfântul Ioan Gură de Aur grijea de toate văduvile și de toate femeile sărace din episcopia sa, Grigorie de Nazianz la fel, iar Sfântul Nicolae ajuta pe nevoiași și, după cum ați auzit și în acatist, fără a trâmbița a șapte oară același lucru, cele trei fete sărace care trebuiau să se dedea la desfrânare, cum astăzi se face și din bogăție, nu numai din sărăcie, au fost scutite de acest impozit satanicesc, adică de a-și da trupul diavolului,
și au fost ajutate să se mântuiască printr-o căsătorie cinstită, corectă și fericită, prin pungile de bani aruncate de Sfântul Ierarh Nicolae noaptea la casa lor, ca milostenie, pentru că milostenia nu se trâmbiță, nu se publică în ziare, nu se face reclamă la video, ci se dă nascuns ca nascuns să ți se și plătească. La a treia pungă, când a aruncat, au fost sesizat de tatăl lor, care a fost avertizat să nu spui nimănui. Acest cuvânt, să nu spui nimănui, a fost folosit foarte des de Mântuitorul Iisus Hristos. Du-te, zice, și să nu spui nimănui. Deci păstrează minunea și vindecarea sau binefacerea pentru tine, dar nu trâmbița, pentru că trâmbițarea de sine este un mare păcat și fica mândriei. S-a făcut, s-a făcut. Dumnezeu știe. Lauda oamenilor surpă puterea lui Dumnezeu. Mergând mai departe în alte amănunte și contexte, Sfinții întotdeauna au o putere autoritară. Puterea autoritară a Sfântului Ierarh Nicolae a fost tocmai prin faptul că și împăratul Constantin s-a mustrat în vis de el atunci când vrea pe nedrept cei trei, să spunem, miniștri ai săi sau trei voievozi care erau în anumite locuri ale împărăției, desfășurând anumite probleme administrative, au fost pârâți în ascuns că ar fi în complot împotriva împăratului. Și atunci, întârziind împăratul să dea răspunsul eliberării, după cum i se arăta Sfântul Ierarh Nicolae în vis, a sosit însuși Sfântul Ierarh Nicolae și a luat călăului săcurea din mână și a spus: eu sunt arhiereul lui Hristos Nicolae, aceștia sunt nevinovați. Ei, lucrurile acestea ne par mai firești, dar când trecem la lucruri nefirești, doctrina ortodoxă se confruntă cu două mari probleme. Una de teribilism mental, când cei plini de cultură, de carte și dogmă de doxă din asta lumească, încep să spună: ai, Doamne, sunt niște naivități, niște aiurie, de unde, ce poți să crezi prostii de genul ăsta? Ei, minunile în substratul lor, deci în substratul lor duhovnicesc, sunt bine împletite cu lucrarea Duhului Sfânt și nici de cum cu lucrarea minții raționale. De aceea toți Sfinții Părinți și învățătura filocalică a arătat întotdeauna: niciun om nu se cunoaște pe sine în starea duhovnicească în care este sau la măsura spirituală la care a ajuns. Deci să nu confundăm ce spun acum cu treptele vârstei spirituale, acea carte care a apărut și se mai citește în spiritualitatea creștină, ci este vorba de vârsta sufletului spirituală în care omul ajunge la nepătimirea sau la desăvârșirea sa. Ei, aceste minuni, aceste acte duhovnicești săvârșite în viața Sfinților, Biserica creștină le numește harisme. Aceste harisme sunt daruri deosebite pe care Dumnezeu nu le-a făcut publice începând de la măturătorul de stradă și până la prim-ministru, ci sunt date cu desăvârșire oamenilor duhovnicești care se luptă după adevărata linia adevărului, nu după capul lor. Noi am mai discutat tot ce este sub ascultare de Dumnezeu și de biserică, merge mână în mână cu spiritualitatea creștină, iar minunile care se fac lateral și în afara bisericii sunt minuni drăcești, cum noi multe altele cunoaștem și știm câte minuni se fac azi la tot pasul și cât e de minunată lumea aceasta și plină de minunății. Deci ceea ce ne rămâne nouă, important și în relief, trebuie să înțelegem că acești sfinți, ocrotitori al lui Dumnezeu, nu sunt altceva decât pietrele de temelie ale bisericii. O biserică nu este bogată, deci o biserică nu este bogată, și când mă leg de această temă, am un temei pe care mă bazez, nu este bogată prin faptul că este făcută în praf de piatră, sau că are cruci de aur, sau vase de aur, sau cotile de aur, sau veșminte de aur, sau porți de aur, sau stâlpi de aur, sau garduri de aur. Ci biserica este bogată prin totalitatea puterii spirituale pe care au acumulat-o sfinții și o redau bisericii din cer, ea fiind luptătoare pe pământ, iar ei fiind biserică biruitoare în cer. Deci atunci se proslăvește biserica când darul lui Dumnezeu se revarsă asupra ei. Orice om bogat poate fi bogat, deci orice om poate fi bogat și orice om bogat poate fi bogat. Deci este una să fii plin de bani și să fii plin de lucruri materiale, casă, masă, copii, familie, mașină, lux și tot ce vrei. Și nu este același lucru să fii bogat și sufletește, deci orice bogat poate fi bogat și orice om poate fi bogat. Bogați suntem toți, sărac nu-i nimeni.
Dar bogăția spirituală în plus egalează bogăția pământească prin ce? Prin darurile sufletești dobândite pe calea sfințeniei. Adică atunci când omul împletește în bună armonie munca din afară, adică mamona nedreptății, cu munca dinăuntru, deci cu râvna sufletului, atunci, într-adevăr, împărăția lui Dumnezeu va fi plină de oameni ce vor cina la masă cu Avram și cu Iacov și cu Isaac, patriarhii Vechiului Testament, plini de milostivire și de bunătatea lui Dumnezeu. Deci nu materia îl spurcă pe om, ci raționamentul bolnav asupra materiei spurcă materia pe care Dumnezeu l-a face, a spus despre ea că este bună și bună foarte. De aceea și spune într-o parul Sfântul Ierarh Nicolae foarte potrivit. Zice, cu smerenia ai câștigat cele înalte și cu sărăcia cele bogate. Sfinte Ierarhie Nicolae, adevărul lucrurilor drept învățând. Și când mă refer la adevărul lucrurilor drept învățând, nu mă duc cu mintea la altceva, fiindcă suntem în biserică, ați văzut fiecare la rândul său, caută să lase ceva în urmă în această viață. Unul se face ctitor la o biserică, unul donează o Evanghelie, unul donează un veșmânt, altul o icoană, altul o sumă de bani, altul o carpetă, altul o față de masă, altul ce poate fiecare. Dar în inima și în mintea lor nu tronează mai presus de gândirea omenească ca să troneze și acest lucru. M-am făcut ctitor. Dar dacă sunt ctitor a unui sfânt așezământ, cum trebuie să fie viața mea de vreme ce așezământul este sfânt? De sfânt trebuie să fiu și eu, pentru că biserica spune că sfânt ești Dumnezeu nostru și întru sfinți te odihnești și ție slavă înălțăm. Deci iată, odihna lui Dumnezeu, cea duhovnicească, este în materie de sfințenie, ci nu în materia stricăcioasă pe care noi o depunem, fie unii din muncă cinstită, alții din muncă nemai cinstită, că nu știe nimeni de unde și cum s-a agonisit banul. El se dă bisericii. De aceea și marile prave și cărțile de învățătură a bisericii spune că banul curvarului, banul desfrânatului, banul negustorului necinstit, banii tâlharului, banii ereticului, banii celui viclean sau mândru să nu-i primești. Zice, să-i duci de foc la baia publică și nici aceea nu va fi pomană. De ce? Sunt bani necurați și murdari și nimic necurat nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Legându-ne și de cele sufletești, adică oameni păcătoși nu văd raiul, dar legându-ne și de cele materiale, după cum spunea Ioan Iacob într-o poezie, când un mort care fratele îi făcea prin oase la altar și dădea milostenie, deodată i s-a arătat în vis și a spus, frate, zice, plata de mă la marțafoi nu mai aduce plată, nici la tine, nici la noi. Rugăciunea ta și postul ce le aveai la început ne erau mai multe nouă decât darul cel făcut. Adică, atunci când materia este trimisă lui Dumnezeu murdară și prin scopuri și lucruri murdare, n-ajunge la Dumnezeu. Deci, jertfa care aici o pomenește biserica și spune primește jertfa lui Gheorghe sau lui Ion, ea n-ajunge acolo. Adică, noi facem rugăciuni, dar distanța dintre cer și pământ o calculează rugăciunea. Dacă rugăciunea este curată, distanța va fi foarte mică, iar dacă rugăciunea este murdară și prin nostru este murdar, atunci, într-adevăr, și rugăciunea, adică calea aceasta distantă de unire a bisericii de sus cu cea de jos, va fi foarte mare. Deci trebuie să avem grijă, cum spune Scriptura, atunci când aducem darurile la altar, să fim împăcați și cu părâșii noștri, adică cu cei ce ne-am certat sau ne-am urât, pentru că se întâlnesc cazuri când spun, dă-i Domnule, bună ziua, că nu ți se rupe gura. Nu pot, o să mor și așa ceva nu fac. Dacă nu poți da bună ziua, o să spui bună drace. Adică acolo când te întâlnești în iad cu satana, el o să te învețe să te smerești. Unii zice, nu pot să ierți. Dacă nu poți să ierți, o să te ierte satana când te va întoarce în flăcările iadului, pentru că dacă nu te împaci cu părâșul tău pe cale când aduci darul tău la altar, atunci degeaba existi în biserică și te rogi și te închini lui Dumnezeu. De aceea spune, și cu smerenia ai dobândit pe cele înalte. Adică smerenia este actul de potență care îl aduce pe omul duhovnicesc la starea de naivitate, la starea de copil, la starea de nevinovăție. Și se spune că doi călugări sărași trăind într-o mănăstire se chinuiau și ei cum să o înfrumusețeze.
Și nu aveau ce face, dar din sărăcia lor zilnic alimentau icoana Sfântului Nicolae cu un de lemn și o aprindeau. Și mergând odată în pădure la lemne, văd deodată un bătrân care ținea lângă el un om mort înghețat. Și a spus fraților, zice, am fost la mănăstirea vecină, zice, și am rugat să îngroape pe mortul acesta și mi-a spus că sunt săraci și n-au cu ce. N-ați vrea voi să luați să-l îngropați? Zice, îl îngropăm, zice, dar noi suntem mai săraci ca ei. Dar zice, o să-i facem slujba de pomenire și zice, o să-i punem o pâine de pomană, că asta o avem în schimb. Bine, fraților, zice, mă împac și așa. Și-au luat mortul, l-au dus în mănăstirea lor, l-au îngropat, i-au pus pâinea de pomenire, i-au făcut slujbele cele cuvincioase, iar când s-a împlinit 40 de zile, s-a arătat acel bătrân din pădure în somn și i-a spus așa. Zice, eu sunt Sfântul Nicolae, zice, cel care v-ați întâlnit cu mine în pădure. Iar mortul care l-ați văzut era îngerul, zice, care era prefăcut în acel chip, zice, nu era mort, dar am vrut ca să verific, zice, lucrarea voastră duhovnicească și ascultarea față de poruncile lui Dumnezeu. Dezgropați acel mort și faceți-i pomenire, zice. Și cu acestea veți vedea darul Dumnezeu. Și când au dezgropat, în locul mortului era un sac cu galbeni. Deci iată cum proslăvește Dumnezeu minunile necesare, acolo unde mintea omenească nu poate să înțeleagă și să cuprindă. Adică, Sfinții au puterea de a depăși limita rațiunii umane, pentru că și rațiunea umană se împarte în două feluri. Rațiune firească sau pământească, cu care învăț matematică, geometrie, algebră, română, gramatică și toate celelalte. Și rațiune duhovnicească, cum arată Petru Damaschin în Filocalea 5. Când omul, trecând din treaptă în treaptă, intră în cele 8 vederi dumnezeiești, cu mintea, și începând de la plângerea păcatelor, începând de la iubirea aproapelui, începând de la mila de aproapele, începând de la lupta pentru poruncile lui Dumnezeu, de la lupta pentru cunoașterea lui Dumnezeu, de la lupta de a înțelege puterea lui Dumnezeu, până la lupta de a pricepe înfricoșata judecata lui Dumnezeu și rostul și scopul ei final de răsplătire a faptelor bune, cum s-a spus în Evanghelia de la morți, să ajungă omul la odihna duhovnicească, adică eu nu mă tem de Dumnezeu, ci iubesc pe Dumnezeu. Adică nu mă închin lui Dumnezeu de frică, ci mă închin lui Dumnezeu din dragoste. Eu n-am venit la biserică de frica muncilor iadului, ci am venit de dragul lui Dumnezeu că-L iubesc și vreau să mă întâlnesc în biserica ta slavei tale stând, este troparul care l-ați auzit folosit de mine cel mai des și este și cel mai frumos, în cer mi se pare asta, spunem postul mare la Ceaslov, deci nu pământește, ci dumnezeiește sau duhovnicește. Uneori nuanța acestei sfințenii se schimbă de la caz la caz și omul poate aluneca într-o înălțime duhovnicească depășită de măsura lui. De ce? Au fost sfinți înțelepți, cum avem pe marii filozofi ai creștinismului, toți acești scriitori și părinți bisericești care au lăsat adevărate tratate și comori spirituale bisericii, dar avem și sfinții, ca să le spunem noi într-un termen frumos, avem și sfinții naivi, adică avem sfinții care s-au mântuit în naivitatea lor, fără a depune mari eforturi raționale, ci doar aducându-se pe sine jertfa lui Dumnezeu. Adică jertfa de sine este jertfa cea mai bine primită lui Dumnezeu decât toate celelalte materiale sau raționale care le aducem noi. De pildă, eu sunt deștept să folosească biserica de un deștept, sau eu sunt bogat și să folosească biserica de un bogat, sau eu sunt intelectual și biserica o să folosească de un intelectual. Mai puțin gândit așa, ci sfinții merg în partea opusă gândirii pământești și merg până la lepădarea de sine, unde Dumnezeu îi proslăvește mai mult decât pe calea omenească văzută și simțită, ci pe calea nevăzută și nesimțită. Spune că într-o mănăstire, era un călugăr neștiutor de carte, dar nu faptul că nu știa carte l-a făcut să ajungă sfânt, ci faptul că unica rugăciune pe care o spunea era aceasta, Bucură-te Marie. Ca la moartea lui, tot zicându-i prostul Mariei, pentru că nu avea alt nume, că nu știa niciun fel de rugăciune, să iasă din gura lui acel bulb de crin și să răsară acea floare minunată, deci floarea pe care o poartă Arhanghelul Mihail Gabriel când vestește Fecioarei Maria, deci
Imaculata Nepătinire, curăție și frumusețe spirituală și sufletească, și pe fiecare petală să scrie Bucură-te Marie, iar crinul să răsară din inima lui. Deci iată, nu l-a sădit nimeni acolo, nu l-a pus nimeni acolo, n-a scris nimeni pe petalele lui, ci unde Dumnezeu voiește să biruiește rânduiala firii. Așa cum și-a permis ca Dumnezeu, și cum vă spuneam și altă dată, mi-a pus un om lumesc o întrebare, zice, mie să-mi explicați rațional trecerea lui Hristos prin Fecioara Maria. Și i-am spus, cum spun dogmaticii, ca soarele prin sticlă, ca pe ușile încuiate, ca și când a mers pe apă, ca pe uscat, treburile lui Dumnezeu. Zice, nu mă mulțumește, zice, vreau ceva mai concret. Zic, de vreme ce știe să completeze zidirea căzută, o fi găsit Dumnezeu de cuvință cum să treacă prin fecioară, să rămână tot fecioară. C-o fi trecut? Zice, nu, c-o fi trecut ca duh. Și prin ușă putea să fie duh, dar când i-au pus mâna în coastă, tot mai era carne. Și prin ușă o fi trecut ca duh, dar totuși a mâncat fagure de mere și pește. Deci sunt lucruri care depășesc mintea noastră pământească și sunt lucruri care nu ni le mai explicăm deschizând cartea de fizică, de logică sau de psihologie, ci deschizând cărțile sufletului, cum spunea Sfântul Antonie, pentru mine înțelepciunea e cerul și pământul, pentru că cerul e tronul lui Dumnezeu și pământul așternutul picioarelor lui, dar mai mult decât atât, Dumnezeu înțelepțește orbii. Adică când Dumnezeu înțelepțește orbii, nu se referă numai la omul ce nu vede, că sunt oameni orbi foarte luminați la minte, dar sunt orbii spirituali care Dumnezeu poate să-i înțelepțească și să-i aducă la desăvârșire, făcând-o din neștiință sau din nebăgare de seamă. Pentru că am auzit o întrebare foarte frumoasă undeva cu ocazie, zice, de ce tocmai Pavel a fost ales, zice, împotriva voii lui în drumul Damascului să fie Pavel, deci Saul din Tars. Tocmai de aceea Dumnezeu face aceste erori de conștiință, adică ne ținând cont de gândirea omenească care întotdeauna judecă, mâncă cu vameșii și fariseii, stă cu păcătoșii, vorbește cu desfrânatele, se închină cu tâlhare. Deci iată lucruri care depășesc. Pavel când mergea din Damasc, spre Damasc să prigonească pe creștini. Nu mergea cu ură și cu răzvrătire, cum fac astăzi unele secte pornite împotriva Ortodoxiei cu toată răzbunarea și ura și dezbinarea, ci Pavel mergea cu sufletul curat, știind că iudaismul predat lui de înțeleptul Gamaliel era adevăratul țel de credința lui și credea că prin aceasta proslăvește pe Dumnezeu. Și ce a zis Dumnezeu? Dacă iudaismul reformat și deformat prin învierea mea l-ai respectat cu atâta tărie, sunt sigur că creștinismul autentic adus prin sângele meu și prin crucea pe care m-am jertfit și prin trupul meu, îl vei desăvârși și într-adevăr a fost Pavel apostolul neamurilor, sau cum spunea marele filozof ăsta din București, când spui Pavel, spui Mediterana. Deci, Pavel a împânzit lumea. Ei, la fel și sfinții. Sfinții își depășesc puterea lor omenească, neștiind că au depășit-o. Ce spuneau sfinții despre ei când erau întrebați? Tu ești Ava cu tare. Nu! Leapă de la mine. Ai greșit. Ai, nu, vezi altă adresă, zice. Nu mă căuta. Nu spuneau reclamă și indicator. Nu spuneau firmă la ușă, căutați pe preacuviosul cu tare. Nu spuneau caută pe făcătorul de sfinți cu tare. Nu că spunea, ia vezi, telegramează-mă, sună-mă, caută-mă. Nu, ci se ascundeau de oameni. Adică, trebuie să înțelegem că dacă sfinții din vechime au fost sfinți, au depășit monahismul de consum. Adică au depășit monahismul care se reflectă doar prin haină, prin gesturi și prin diferite maniere. Ce au avut un monahism autentic, sacru în toată mișcarea lui și începând de la cel mai mic gest de rugăciune și până la cea din urmă mișcare, toate să fie controlate până într-acolo unde să nu ții cont că ești în prezența domnului ministru sau domnului director sau domnului inginer. Legea bisericii rămâne lege, adevărul lucrurilor drept învățând, spune troparul Sfântul Ierar Nicolae. Nu s-a mirat că Are era mai mare filozof sau Constantin era împărat, ci l-a zburat cu palma. Tu vorbești împotriva lui Dumnezeu, în adevăr. Deci iată, până acolo, nu, lasă-l că-i domn director să nu se smintească, lasă-l ușor că-ți așa l-atragi la biserică. Nu, dragă, nu faci târg cu Dumnezeu.
Vrei mântuire, treci la cruce și la jertfă. Nu vrei mântuire, du-te și te plimbă cu Sielo și consumă-ți banii în restaurant, că locuri la iad sunt suficiente. Deci Dumnezeu nu face un fel de târg ușor să-i lăsăm ușor, ci le-a spus-o în față fățarnicilor, cărturarilor, fariseilor, mincinoșilor, șerpi, vipere, morminte vărmite. Ce căutați să spălați partea din afara paharului și de dinăuntru sunteți murdari? Toate să le spălați și înăuntru și în afară, pentru că cel ce a făcut partea din afară a făcut și partea dinăuntru. Deci cam așa trebuie să se impună biserica prin sfinții ei în poziția față de popor. Nu democratic, nu social, nu comunist, nu popular. Ci biserica trebuie să se impună prin Duhul de sfințenie și prin Duhul de putere duhovnicească până acolo în care și cel umilit să se vadă sus prin virtute și cel plin de sine și de bogăția pământească să vadă cel mai de jos, cum spunea Telharii cei doi de la cruce. Unul a zis, zice, dacă ești Dumnezeu, mântuiește-te. Dar celălalt îi spune, zice, băi, neînțeleptule, noi am furat, am curvit, am omorât. Noi ne-am răstignit pe drept, dar tu nu vezi că ăsta nu scoate o vorbă și e nevinovat? Și atunci i-a sclipit în minte, dar dacă Dumnezeu, ia să fur cu limba raiul, Doamne, pomenește-mă când vei veni într-o părăția ta. Azi ești cu mine în rai. De ce? Pentru că și-a cunoscut păcatele sale. Ori boierimea și intelectualitatea noastră de azi greu să pleacă să-și vadă păcatele. Își vede veșnic diploma în ochi și fotografia de inginer sau de doctor, își vede veșnic funcția de ministru sau de ce mai are el acolo, dar nu se vede înăuntru lui că-i putregai și putoare și mizerie și praf și fum și ohoție și lăcomie și toate celelalte. Până n-o să ne vedem așa, n-o să ajungem în măsura sfinților și la simplitatea sfinților. Se spune că cei ce își pun încrederea în sfinți ajung la fapte minunate negândite de minte omenească. Un negustor mergând odată la un împărat i-a spus așa, sărac sunt și vreau să mă îmbogățesc. Dăm o sumă de oarecare de bani și îți pun chezaș pe Sfântul Nicolae. Și ăsta i-a spus, îți dau. Dar împăratul i-a spus la plecare, vezi, ai grijă, zice, martorul tău răspunde dacă tu mă înșel. Ăsta ce a zis? L-am dus cu preșul. A luat banii și a plecat și n-a mai venit. Iar în fiecare an, după vremea sorocită, când venea vremea să vină sărbătoarea Sfântului Nicolae, un duh rău îl trântea jos și îl izbea. De ce mai ponegrit în fața împăratului? De ce mai ponegrit? De ce mai făcut de rușine? De ce mai pus chezaș? Și el de frică făgăduia. Și ultima dată i-a apărut a treia sau a patra oară Sfântul Erarh Nicolae și i-a spus, din cauza ta se hulește numele lui Dumnezeu. Din cauza ta împăratul e necredincios. Din cauza ta săvârșește fapte rele și vei da răspuns. De ce nu duci plata? Și a spus, dă-mi-o mie că o voi duce eu. Și acesta de frică a scos banii din peștea, a dat cei 8 galbeni cu care se făgăduise canonic să-i ducă și a luat Sfântul și dimineață când împăratul venise la sărbătoarea Sfântului Erarh Nicolae în următorul an, deci cum era în preajma împrejurării, îi spune, vezi chezaș? Vezi, zice, că nu și-a plătit nici acum datoria. Și atunci de lângă icoană, așa din simpla scândură ce se vedea pictată, a început să curgă cei 8 bani de aur. Și împăratul s-a spăimântat și s-a minunat de puterea chezașului care a fost făgăduit creștinul. Deci iată lucruri neînțelese de mintea omenească. Iată lucruri care depășesc gândirea logică. Cum putea o scândură să aibă banii ea? Cum putea un sfânt pictat cu bidineaua să vorbească și să împlinească o făgăduință? De ce? Dincolo de iconografie, dincolo de puterea icoanei stă viața Sfântului și frumusețea lui spirituală. Sfinții nu sunt momâi moarte puse pe pereți sau pe icoane, ci sunt spirite vii care înflăcărează și aprind inima omului la rugăciune și păzesc biserica în fața nenorocirilor și de credință și a celor pământești, adică ciumă, foame, de cutremur, bol, boală, molimă și celelalte. Mai mult decât atât, sfinții sunt martorii credincioși că biserica este triumfătoare.
Să laude toate sectele și cultele neocreștine că au azile, că au bani, că fac ajutoare, că fac caritate, că fac milostenie, că drec, că învârt. Dumnezeu n-a îmblat cu traista la sărați să le dea de mâncare și n-a îmblat pe la văduve să le crească copiii sau pe la sărați să le dea de pomană. Ci i-a spus, rugați-vă, păziți împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui o căutați și celelalte se adaugă vouă. Cei mai mulți sărați sunt din lene. Cei mai mulți sărați sunt că le e rușine să muncească. Sunt. Și când vă spun că sunt, vă spun de ce. N-ai să vezi oameni mergând la munca de jos și prea puțini și puțină smerenie au cei ce fac aceasta. Că ziceam un studiu sau am o școală. Nu contează că ai făcut facultatea de inginer, tot cu varză te hrănești și cu mămăligă. Nu contează că ești ministru, tot pâine bagi în tine și pământul trebuie arat și trebuie sămănat și trebuie îngrășat și trebuie treierat. Și tot o proastă trebuie să învârte la malaxor sau să pună tava în cuptor ca să mănânci pâine, cu toate că ești ministru. Deci trebuie să înțelegem că munca îl sărăcește pe om. De ce? Unii nu vor să muncească cu bani puțini și alții nu vor să muncească deloc. Dar Sfântul Ierarh Nicolae arată că era personal în mijlocul celor ce se osteneau. Și când era mari sărăcii și foamete și necaz în cetatea pe care o conducea ca episcop, s-a arătat noaptea pe vapoare și spunea celor ce duceau grâne, mergeți în ținutul cu tare că e foamete și veți lua preț bun. Și el era cel care s-a arătat și punea bani. S-a arătat și celor necredincioși și răi la suflet, că el îi îndreaptă sfinții, nu omoară oameni. Sfinții nu pedepsesc lumea, ci o sprijină și o mântuiește și o caută să o desăvârșească. Spune o minune mai nouă și mai autentică că stând într-un autobuz odată Sfântul Nicolae, în preajma unui ateu ce trebuia convins, acesta a început să vorbească. Și s-a mirat când pe lângă o troiță cei din autobuz își făceau cruce. Și a zis, ce vă faceți cruce la un Dumnezeu care nu l-ați văzut? Și bătrânul care era Sfântul Nicolae se apropie de el și îi spune, tinere, dar ce argument așa concret ai tu că nu există Dumnezeu? Așa cum tu ești aici și te văd, așa și Dumnezeu, zice, dacă ar fi aici, l-ar vedea. Și așa cum tu n-ai fi acum aici, așa nu-i nici el. Și zice, dar dacă eu n-aș fi aici, ai crede? Și până să dezveticească, Sfântul a dispărut. Deci iată minunăție. Nimeni nu este cu putința vedea pe Dumnezeu, cum spune la cântarea de la Parastas, către care nu putează căuta oștile îngerești, dar oamenii păcătoși. Dar este lui Dumnezeu libertatea și de a se arăta cui vrea și de a nu se arăta cui vrea. Și de ce am vrut să ajung până aici? Întâmplări naive cu sfinți. Într-o mănăstire oarecare, fiind un călugăr mai smerit și nu cu prea multă cultură, văcar de meserie, a ajuns să fie și paraclisier, dar am pus la minte. Și starețul, ca să-l înfricoșeze și să-i dea oarecare străduință duhovnicească, i-a spus, zice, vezi tu sus în cupola bisericii? Ăla a fost frate cu tine. Nu făcea paraclisierie cum trebuie și l-am pedepsit de canon să-și adă acolo. Și el făcea paracliseria, prindea icoanele și candele și tot se uita la el. Și s-a uitat o vreme așa și într-o zi ce a zis el? Mai dar ăsta nu mai mănâncă, nu mai bea, nu se mai coboară de acolo, ce greu canon are. Ia să încerc să-l ajut cumva. Și se dă în mijlocul bisericii și se uită în sus și spune, zice, frate, dar ție nu ți-i foame? Ție nu ți-i sete? Cum stai acolo? La care Hristos, Pantocratorul, fiindcă el era acela, îi spune, zice, da, dar sub canon, n-a călcat blagoslovenia starețului Mântuitorul Iisus Hristos, ați văzut puterea preoțească? Dacă a spus starețul că e sub canon, el sta sub canon acolo. Zice, dar totuși mi-e milă de tine. Zice, și ce să fac? Păi zice, aș vrea să te ajut. Păi zice, n-ai cum să mă ajuți, că sub canon. Zice, mă voi duce la chelărie și voi cere o bucată mai mare de pâine și zice, o să te chem să o mâncăm amândoi și apoi ai să stai acolo. Da, zice, dar sunt sub canon și îmi va da starețul canon. Și ăsta ce a făcut? S-a dus la stareț și i-a spus, zice, dar dacă fratele de acolo ar mânca și i-ar fi foame, ce canon i-ai da? Păi cu tare i-l-aș da.
Zice, n-am știut. Deci cum devin neînțelepți, înțelepți și înalți la minte? Și vine la el și îi spune, zice, frate, am ispitit pe starețul și am aflat canonul tău dacă tu ai mâncat pâine. Și-l fac eu în locul tău. Numai hai și mănâncă cu mine. Și în fiecare zi Hristos Pantocrator cobora din cupola bisericii și mânca cu prostuțul parafisier din bucata de pâine luată de la chelărie. Și se sfătuiau ca frații. La o vreme, pentru bunătatea lui, fratele de sus este întrebat de cel de jos. Și dar te văd de bun neam. Te văd îmbrăcat bine. Te văd frumos. Spune-mi, cum de-ai venit tu la mănăstire? Și fratele îi spune, zice, eu sunt fiu de împărat. Zice, am o împărăție minunată și atâția oameni frumoși în trânsa, zice, stăpânește tatăl meu. Zice, dar nu mai duce și pe mine odată să văd, zice, să plecăm adată oarecând, când nu ne vede nimeni. Ba da, zice, dar nu-i timpul acum, zice. Mai ai răbdare că va avea tatăl meu un ospăț mare și te voi lua și pe tine și atunci ai să vezi cu cine mănâncă el la masă. Și fratele se suia iarăși acolo în tavan și stătea la canonul lui. Dar cum oamenii sunt, hai să-ți spun un secret să nu știe nimeni și-s mai slab la limbă și spune și știe tot satul. Și el cu fratele de chilie a spus, zice, frate, zice, nu-mi pare rău că am venit la mănăstire. Zice, știi tu fratele ăla care l-a canonisit starețul și stă în tavanul bisericii acolo sus, zice, am stat de vorbă cu el și de o vreme încoace mănâncă pâinea cu mine și eu fac canonul pentru dânsul. Ăsta fiind și el un pic de, din ăsta, cum se spune, cu seriul intern în mănăstire, s-a și dus la stareț și i-a șoptit problema. Zice, părinte, o treabă cam ciudată, zice, ori sfinții își pierd capul, ori oamenii nu sunt întregi la minte. Spune paraclisierul ăsta al nostru că stă de vorbă cu Pantocratorul, el i-a spus icoanei cum se cheamă, fiindcă știa despre ce-i vorba. Și că mănâncă amândoi împreună și că îl cheamă peste câtva timp o să-l cheme la un ospăț mare. Și starețul s-a mirat și a început să-l ispitească. Și fratele i-a spus, da, mănânc cu el. Ce da, am discutat amândoi și am povestit. Zice, ei, îți dau blagoslovenie, zice, să-i dai în continuare de mâncare, că și-a dat seama că e vorba de o minune mare și înaltă, sufletește și îi spune așa, știi ce te rog? Spune-i că atunci când va merge la praznicul ăla împărătesc al lui, să-ți dea blagoslovenie să mă iei și pe mine. Și ăsta a spus, da, părinte. Și în cele din urmă, venind din nou, aprinzând candele și venindu-i vremea, s-a dus la trapez, a luat bucata de pâine, l-a chemat, a venit Mântuitorul jos în biserică, fratele lui de sub canon, și i-a spus așa, ce frate, n-aș vrea să te mâhnezi, zice, eu ți-aș spune o taină. Zice, da, n-aș vrea să te superi pe mine, mie îmi pare rău, zice, dar am vrut să te ajut într-un fel, am vrut să moi inima părintelui stareț. Și i-am spus că mâncăm împreună și mi-a ridicat și canonul și mi-a zis să mâncăm în continuare. Da, m-a rugat atunci când mergi la cină să-l iei și pe dânsul, zice, când ne duci la ospățul tatălui tău. Nu-i vrednic de ospăț și nici de fărmăturile lui. Are viață necurată și murdară. Degeaba se ostenește în mănăstire, zice. Săracii pleacă cu mâna goală. Nenorociții merg goi, flămânzii merg nesătui. Bolnavii pleacă nemângâiați și cei săraci cu sufletul, cum vin, așa se duc. Cu nimic nu i-a folosit pe ei. Și atunci el s-a înspăimântat și a zice, voi vorbi cu starețul să văd ce spune. Și s-a dus la starețul și i-a spus, uite ce spune, zice, fratele de sub canon. Zice, știi ce te rog? Pune-te în situația până insiști și mă ia și pe mine. Și atunci, zice, mâine când voi mânca cu el am să-i spun. Dar el în naivitatea lui nu-și dădea seama de faptul și minunea cât de adâncă era și ce se petrecea. Și când a venit următoarea zi și a coborât cu pâinea, i-a spus așa, zice, frate, eu am citit, zice, în cărțile astea care le mai avem pe la mănăstire și am auzit că dragostea și bunătatea întotdeauna biruie mila lui Dumnezeu. Tu de ce ești hain și rău la suflet, zice? Dacă starețul mi-a dat blagoslovenie să-ți dau pâine, dacă starețul mi-a luat canonul,
mi-a dat voie să mai vin pe la tine. Tu nu poți să-ți calci inima pentru că te-a canonisit acolo și să-l iei cu noi la cină. De ce îl pune greș și îl vorbești de rău? Știi că e păcat să vorbești de rău în mănăstire? Și s-a biruit Hristos de dragostea lui și a spus, zice, bine, frate, zice, săptămâna viitoare la ora cutare să vă pregătiți că vin ca să vă iau. Și când a fost împlinit sorocul, s-au tras clopotele mănăstirii că murise starețul și paraclisia. Deci vezi, minuni care nu și-au explicație logică în cărți de paranormal și psihologie. Nu și-au explicație în mintea cu 12 clase, cu facultate sau cu doctorat. Ci întâmplări minunate de care biserica nu le poate lepăda și arunca la o parte de dragul lui Papa Paul Ioan al II-lea, care el milioane de dolari, sau lui Martin Luther și a lui Calvin, draci ortodoxiei și împărați întunericului ce au semănat sectele pe pământ. El nu face ecumenism cu ei și nu le cere blagoslovenie să semnează proces verbal. Drepții vor merge la odihnă veșnică și păcătoșii la muncă veșnică. Deci să știe clar cine caută împărăția lui Dumnezeu cu dreptate socate. Ca apostolul Pavel spune, biserica nu s-a împărțit și Hristos nu s-a împărțit. Dumnezeu este totul întru toate. Deci asta este adevărata stare de spirit a sfinților atunci când este vorba de harul sfințeniei. Nu că ai ani mulți în mănăstire sau ani mulți devenit la biserică. Nu că faci sute de metanii sau ca tine nu se mai închină nimeni. Nu că îmbri tu în haine albe sau verzi sau roșii sau negre, ci în simplitatea minții, în naivitatea copleșitoare a sufletului și în bunătatea de nemărginită a stării tale interioare. Adică să plângi cu cel ce plânge, să te bucuri cu cel ce se bucură și așa să iubim pe Dumnezeu. De aia spune, toți iubindu-ne unii pe alții într-un gând să mărturisim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Deci vezi, nu sunt lucrurile anapoda și la întâmplare. Deci când vorbim de Sfântul Spiridon, de Sfântul Nicolae, de Sfântul Vasile, Sfântul Ilie, toți sfinții poporului care îi avem în calendarul creștin, nu vorbim de niște relicve ce au fost sau trecut ca și un pom. Noi am avut un paltin aici, o gradă pe vremuri. Am avut o masă acolo la deal în țarină. Am avut o fântână din jos de casă. Nu! Ei rămân vii în popor și în inima poporului și în sufletul omului prin viabilitatea faptelor lor bune și prin harul Duhului Sfânt care îi face vii după moarte. Deci Sfântul Ierarh Nicolae e mort de 1700 de ani și moaștele lui stau la Bari în Italia, furate prin secolul XI de italieni din Mira Lichiei și fac minuni până astăzi. Deci până astăzi fac minuni. Oricine îl cheamă pe Sfântul Nicolae cu serviciu, cu căsătorie, cu diferite probleme, azi se împlinește, nu acum 1700 de ani. E viu în orice clipă. Și apoi minuni sunt minunate și multe, eu nu le știu pe toate. Despre viața Sfântului Nicolae pot să vorbești, eu am ales așa, întreagă ce mi s-a părut mie mai semnificativ și mai frumos și mai pe mintea noastră. Că așa mai sunt. Știți și aia cu bătrânii ce au vândut covorul în piață și chiar Sfântul Nicolae l-a cumpărat, că era covorul lor de mormântare, care îl mai aveau în casă, dacă nu treacă praznicul fără sărbătoare, fără milostenie, și a venit și a întrebat baba, cu cât l-ai dat? Păi ce l-am dat cu 8 bani? Păi de ce n-ai cerut 6, cum ți-am spus eu? De ce ai luat prea mult? Deci milostenie din milostenie. Zice, așa mi-a dat bătrânul ăla. Păi ce, dar el a venit și mi-a dus covor acasă și a spus că n-a, dar că nu l-ai cumpăr, te-ai ținut la preț. Deci Sfântul a luat covorul din piață și le-a dus lor, în casa lor. Deci iată binecuvântări dumnezeiești. Deci cine vrea să înțeleagă biserica în sensul spiritual, trebuie să ajungă la nepătimirea minții, să înțeleagă că nu numărul de ortodoxi ne mântuiește sau numărul de biserici, sau numărul de creștini, sau numărul de nu știu ce voturi. Nu, în biserică nu se lucrează cu vot și cu cantitate. În biserică se lucrează cu Duhul Sfânt. În biserică se lucrează cu putere. În biserică se lucrează cu rugăciune. În biserică se lucrează cu post și smerenie. De ce vă spun lucrul acesta? Și cred că e ultima cu care vreau să închei. V-am mai spus-o încă o dată și ați uitat-o, dar vă aduc aminte că-i Sfântul Nicolae să vă pară mai frumoasă. Tot un om sărac, neavând ce să mai vândă din casă, s-a dus la piață și a vândut icoana Sfântului Nicolae. Și a venit un bogătan și a întrebat, ce-i cu ăsta? Păi ce-i bun de paznic la casă? Păi și cu ce trăiește? Păi și pui un de lemn într-un borcan și o feștilă ca să arde, zice.
Și atâta, bucuros, bogat, și a zis, acui de mine, ia, că asta slugă. Fără plată, fără sâmbrie, numai cu un borcan cu un de lemn să-l toții. Și l-a pus la poartă și i-a pus candela dinainte, că nici nu știa el ce e candela. Și s-a dus prin târg, pe unde avea el negustorii și afacerile lui și la toți le spunea, păi am acum un păzitor, zice, mi l-am luat din piață, și bun și ieftin. Și ce-au zis hoții? Bă, ia să-i facem noi o problemă, zice lui ăsta, ca să vedem noi cum îi până la urmă, zice, cu paznicul lui. Și au intrat și au predat toată casa. Dar Dumnezeu, care își cinstește sfinții și nu-i face de rușine, când a venit acasă și a văzut predată casa, s-a dus la slugă și i-a spus, vezi, să nu zici că sunt om rău la inimă. Și pentru că nu ne cunoaștem de mult timp, și pentru că n-ai fost de mult pe la mine, uite, te iert de data asta, dar te avertizez. Nu care cumva să mai adormi odată sau să pleci pe undeva să fii neglijent și să intre iară hoții, că atunci ai de furcă cu mine. Și și-a plecat iarăși în călătorii și în negustorii. Hoții l-au văzut că au plecat și au zis, băi, am mai văzut noi acolo o icoană veche pictată cu Sfântul Nicolae, e bună de vânzare, că se dă pe dolar. Și s-au dus direct să fure icoana. Și când au pus mâna pe icoană ca să o scoată din perete, au rămas cu mâinile prins acolo în țară. Și când s-a întors negustorul, i-a găsit. Zice, dar ce faceți aici? Păi zice, îți dăm tot ce ai furat, numai zice, spune la să ne dea drumul. Zice, așa măi, Nicolae, lasă-i măi, lasă-i, zice, că acum au treabă cu mine, zice. Vezi? Acum am să spun mai mult unde lemn în cană, în borcan acolo, să ai de ajuns. Cred că data trecută te-ai supărat că am pus puțin. Deci, sfinții fac minuni și acolo unde necredința trebuie să prisosească în credință. Deci nu urăsc pe necredincioși, ci așteaptă să se întoarcă, după cum spune și la rugăciune. Pe cei drepți miluiești, pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești și toți la cunoștința adevărului să vină. Deci trebuie să înțelegem că sfinții nu sunt altceva decât armata de geniu a bisericii, care nu face altceva decât să păzească biserica de gurile iadului, adică de sectari, de necredincioși, de atei, de oameni destrăbălați și fără rușine, și să o dea lui Dumnezeu întreagă și frumoasă și strălucitoare. Deci asta e rostul sfinților. Și cine se leagă de biserică, de sfinți să leagă. Și cine se leagă de sfinți, de biserică să leagă. Și cine nu cinstește sfinții și biserica, pe Hristos nu-l cinstește. Că așa a spus în Scripturi. Cine ascultă de voi, pe mine mă ascultă. Și cine nu ascultă de voi, pe mine nu mă ascultă. Și cine vă urăște pe voi, mă urăște pe mine și pe Tatăl meu care m-a trimis pe mine și eu v-am trimis pe voi. Deci sărbătoarea acestui praznic să fie simbol de două bucurii. Bucuria duhovnicească a întâlnirii cu biserica și legătura spirituală adâncă și temeinică pe sănătatea și puterea rugăciunii. Bucuria copiilor care, deși Moș Nicolae s-a mai privatizat și ieși în șomaj, să mai pună când papuc măcar câte o Eugenia sau un biscuite. Și bucuria celor ce-i poartă numele să facă fapte vrednice de credință. Adică nu mă cheamă Nicolae să beau 7 kg de vin și 5 kg de carne. Mă cheamă Nicolae să mai citesc o psaltire, să aprind o candelă, să mai mă duc la biserică, să mai înspovedesc păcatele, să mă mai împărtășesc și în cele din urmă să mă duc la Nicolae și să-i spun... Cu tine vreau să fiu în veci. Amin.